Gest de solidaritate emoționant față de victimele războiului din Ucraina. Un pianist german a cântat în fața unui centru de primire a refugiaților situat la granița polono-ucraineană. Artistul a interpretat celebrul mesaj pentru pace din melodia Imagine, semnată de John Lennon. Așa i-a întâmpinat Davide Martello pe refugiații care de mai bine de o săptămână au ascultat doar sunetul sirenelor și al exploziilor provocate de rachete. Alături de pianul său, artistul în vârstă de 40 de ani a călătorit din Germania în Polonia pentru a le cânta și a-i ajuta în felul său pe cei aflați în nevoie. Zeci de oameni de toate vârstele s-au oprit să-l filmeze și să se bucure de muzică.